România este considerată de mult timp paradisul violatorilor și pedofililor. Pentru aceste fapte, pedepsele sunt mult prea blânde, similare celor pentru furturi mărunte sau uneori inexistente. Cetățenii sunt radicali în astfel de situații, ne arătându-și pic de milă, spunând că aceste persoane ar trebui spânzurate în piața publică. Conform codului penal, pentru săvârșirea acestor fapte, în România o persoană poate primi pedeapsa cu închisoarea cuprinsă între 1 și 5 ani dacă minorul are între 13 și 15 ani. Pedeapsa crește între 2 și 7 ani dacă este vorba despre un minor sub 13 ani și poate ajunge până la 10 ani dacă face parte din familie sau au fost create materiale pornografice în urma abuzului. Ce pedepse? Dar cine le dă? Cine dă dacă asta e o... Noi am luat tot ce e rău din Occident. Absolut tot. Eu pe ăștia și-mi pușca. Ăștia sunt animale, nu sunt oameni. Cum să maltratezi, să violezi un copil, să-i distrugi? Ăla, copilul ăla care a fost, a pățit traumata, rămâne pe viață cu sechele, traumatizat pe toată viața. Ăștia ar trebui spânzurați în piață publică. E destul de complicat de spus, dar în orice caz pedepsele trebuie mărite și ar trebui să fie clar cu închisoare și fără posibilitate de reducere a pedepsei, indiferent de condiții sau de altceva. Deci pedepsele să fie peste 15 ani de închisoare. Pe cât de îngăduitoare sunt legile și autoritățile competente, pe atât de aspre sunt pedepsele cerute de opinia publică. Sentința cu moartea, castrarea sau izolarea pe viața acestor infractori sunt doar câteva din doleanțele populației. Pedofilii ar trebui castrați. După mine, pedofilia asta e o treabă foarte periculoasă. Nu sunt de acord deloc. Pedepsele cea mai gravă vreau să se dea la pedofili. Ca și când ar face o crimă. Așa ar trebui executați, doamnă. Executați precum criminalii. Cele mai grele pedepse. Să-și bagi joc de niște copii, să... Ceva inadmisibil. De cele mai multe ori, cei care abuzează sexual de copii scap cu sentințe blânde din lipse de probe. Românii consideră că astfel de semeni merită pedeapsa capitală, deoarece victimele rămân traumatizate pe viață cu sechele greu de vindecat, afectându-le personalitatea și imaginea lor în societate.